Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la România la zi. În studioul 2 al VSTV Regional abordăm astăzi o temă de discuție care pe unii sigur ar putea determina să aibă un puseu de nostalgie, pe alții poate îi revoltă, îi indignează, pentru că din păcate, multe s-au stricat în țara asta, multe s-au pierdut, patrimoniul acela de care am fost atât de mândri s-a năruit, s-a scurs așa printre degete ca nisipul și mă refer la patrimoniul industrial și, dacă vreți, tot ce este legat de acest patrimoniu industrial, astăzi și resursa umană de bună calitate, în mare parte este afectată de această disoluție a patrimoniului industrial și sunt 3 milioane de români plecați în străinătate pentru că industria românească nu le mai oferă nu numai satisfacție, dar nici măcar subzistență. Discutăm despre acest subiect, despre ce a fost, ce este, ce potențial ar putea avea industria românească atâta cât a mai rămas și sigur vom discuta și de ce este atâta cât a mai rămas. Cu invitații din această seară este vorba de domnul profesor Volker Wollmann, pe care îl salut în studioul nostru. Domnul profesor care este și cercetător, care este și doctor honoris causa, este și doctor în științe și care este un fel de monograf în calitatea sa de cercetător, un monograf al industriei române, a patrimoniului preindustrial și industrial în România. Și îl salut alături de noi și pe vechiul și bunul nostru prieten, domnul profesor Horea Truță. Abordăm așadar acest subiect. Domnule Wollmann, aș dori să discutăm foarte la concret, foarte la obiect. Înainte de a prezenta publicului faptul că aveți 4 volume în care încercați să abordați exhaustiv acest subiect al patrimoniului preindustrial și industrial în România, să vă întreb despre care industrie vorbim, cât de oportună este o astfel de cercetare și eventual un semnal legat de industria românească astăzi la 25 de ani de la Revoluție. Da, acest proiect editorial este ceva mai recent, a crescut sau așa în ultimii 10 ani, dar cercetări în direcția studierii și documentării patrimoniului preindustrial și industrial sunt mult mai vechi. Sunt încă din perioada în care am lucrat ca cercetător la Institutul de Istorie și Arheologie din Cluj, în care am avut posibilitatea să fiu îndrumat de academicianul Ștefan Pascu în direcția aceasta, adică dându-mi libertatea ca să cercetesc cât se poate de exhaustiv acest domeniu, încă mai puțin studiat, tot ce este legat de păstrarea și prezervarea patrimoniului legat. Respectiv, ceea ce cu alte, în alte țări și peste tot se numește monumente tehnice. Aceste monumente tehnice în țările occidentale se bucură de foarte multă atenție. Sunt, pe lângă faptul că sunt muzee tehnice deja profilate, nu numai un muzeu tehnic, să zicem național, care ne lipsește de altfel la noi aici în România, dar sunt muzee tehnice profilate deja pe anumite sectoare. De exemplu, la Bremerhaven este un muzeu tehnic enorm de mare, numai pentru transporturi navale și pentru plutărit. Sau la München, la Technisches Museum, sau Deutsches Museum de München, care se ocupă, de fapt, ăla este cam de toate sectoarele. Deci sunt muzee care, din păcate, nu le avem și ca tare s-au și pierdut, distrus în ultima vreme suficiente bunuri de cultură, în special cu bunuri de cultură, materiale mobile, am vrut să spun, de cultură materială din domeniul tehnic. A fost o perioadă când la București, Muzeul Leonida, profesor Dimitri Leonida, Muzeul Tehnic, care mai există și astăzi, a avut preocupări la nivel național să strângă de la diferite unități industriale care au fost dezafectate, să strângă piese și să le transporte la muzeul la București. Lucru care, din păcate, nu s-a mai practicat și nu s-a practicat tocmai acum, în acest moment, când asistăm la distrugerea sistematică a tuturor mijlocelor fixe din diferitele unități industriale.
cum discutam și mai înainte cu domnul profesor Trusă, măcar din Arad, de exemplu, măcar unul din ultimele, sau un strung măcar de la Strungul, sau știu eu, ultima locomotivă de tramvai sau știu ce, sau ultimul vagon de tramvai sau ceva să se fie păstrat, nu au existat și asta numai la nivel de, de Arad, nu există asemenea preocupări, în afară de două, trei excepții când niște muzeologi, colegi muzeologi pasionați au insistat ca să fie recuperate câteva mașini, războaie de țesut sau alte utilaje și să le aducă în... Domnule Volman, abordarea în România după Revoluție, imediat după Revoluție, a fost că industria românească este un morman de fiare vechi. Cine să fie avut interesul, cine să fie avut aplecarea, dorința să prezerve, să conserve, să expună un morman de fiare vechi? Dar la această întrebare, cine aici, într-adevăr, nu pot să găsesc răspunsul, din moment ce cei care ar fi trebuit să răspundă la nivel, la nivel central sau la Ministerul Culturii, care atunci Culturii era, cum îi spun, Ministerul Patrimoniului Național Cultural și nu știu cum exact care e denumirea, ei ar fi trebuit să înceapă atunci, în momentul acela, o colaborare cu cei care au coordonat această privatizare. Adică se întrerucă câteva industriei românești. Da. Se întrerucă câteva clauze, în ce condiții se pot da. Un lucru care, din punct de vedere și practic și legal, nu s-a făcut și nu a trecut, și am discutat și înainte, pe lista monumentelor istorice din România, pe 1910, nu figurează la nivel de județ cel puțin 3 sau 4 monumente tehnice, pe lângă 2-3 mii care sunt istorice, arheologice și așa mai departe. Dacă ne raportăm la județul Arad, câte nu figurează la nivel național? Da, câte nu figurează. Și eu vreau să zic că nu vreau să dau ca un exemplu negativ neapărat județul Arad, județul Sibiu, care figurează cu 5 monumente tehnice. Județul Sibiu, care are un oraș cel mai, dintre ce primele orașe industrializate la nivel de Transilvania sau de România. Deci nu s-a lucrat în ideea asta, n-a fost o colaborare între aceste ministere de resort, între departamentele județene, inspectoratele de cultură și între cei care au răspuns cu diferite forme care au existat pentru privatizarea industriei. Domnule Volman, dumneavoastră ați editat, iată, o monografie, să spunem, a patrimoniului preindustrial și industrial în România. Am putea oare pune ca motto al acestei monografii în 4 volume ce am avut și ce am pierdut? Da, da, sau am putea spune mult, am avut, puțin a rămas. Da, cam așa, exact ce ați spus dumneavoastră, da. Și asta este destul de trist, pentru că nu, România n-a fost, cel puțin Transilvania și Banatul, n-a fost o țară agrară, cum s-a spus, și a fost o țară industrială, unde revoluția industrială, introducerea mașinii cu aburi, a avut loc câțiva ani după țările în Europa Centrală. Da, am avut noi, domnul Trulță, chiar discutam noi cu un prilej despre aceste inovații tehnice în spațiul transilvanean și în Crișana, în Banat, și într-adevăr am ajuns la concluzia că decalajul era extrem de mic între ceea ce astăzi numim Occident și zona aceasta în care trăim. Da, aș vrea să spun aceste 4 volume, cartea aceasta sau aceste 4 volume, din care noi avem aici 3, din care avem 3 și din care mai urmează și volumul 5. Aș vrea să spun că e tulburătoare prin mulțimea informațiilor, prin stilul alerg, stilul atrăgător prin care prezintă aceste informații. Poate fi citită ușor, dar ea este la un nivel academic. Informația este certă, este justificată și vine exact ca să ne lămurească, să lămurească pe cititor într-un domeniu sau altul. Sunt unele capitole spectaculoase, cum este transportul, unde care este mai accesibil, cum este mineritul. Altele par mai puțin spectaculoase, cum este cultura hameiului, de exemplu, sau berea, sau oțetul. Sfera de cuprindere a acestei cărți este imensă și eu mă mir cum un singur om, fiind o carte de autor, a reușit să adune atâtea informații care sunt certe,
și sunt deosebit de valoroase și să le cuprindă în aceste volume. Și chiar îi spuneam domnului Volman că e păcat să încheie cu volumul 5, fiindcă ar urma, poate, eu aș zice că a ajuns la jumătate sau poate nici la jumătate din imensul tezaur care există. Acum, are un indice de localități. În final, fiecare volum, și despre această carte o să mai spun, și Aradu este bine reprezentat acolo. Găsești informații despre Arad studiind la fiecare volum indicele de localități, dar ceea ce mi se pare interesant, la fel ca o expoziție de pictură sau de arte vizuală colectivă, fiindcă fiecare autor își dă seama unde se află față de stânga, față de dreapta și față de întreg, ne putem da seama unde se află Aradul sau unde se afla Aradul în acest context național sau de pe spațiul românesc, ca să spun așa, a dezvoltării preindustriale și industriale. Ceea ce mi se pare interesant și voiam să pun chiar o întrebare, dar ceea ce am observat, informațiile sunt luate din muzee, da, din muzeele etnografice. Unde începe, unde se termină etnografia și unde începe, de fapt, activitatea economică, industrială, că toate sunt economice. De fapt, nu se făceau decât lucruri utilitare, iar esteticul este în subsidiar până la urmă. Totul trebuia utilitar. Dar informațiile nu sunt luate atât din Muzeul Tehnic Leonida din București, pe care eu l-am vizitat în urmă cu mai mulți ani, nu știu cum arată și era destul de prăfuit, ca să spun așa, și dezorganizat, și nu se inițiază de către județe, de către municipiu, de către administrațiile locale. Acum, poate că încă nu e pierdut trenul în totalitate, de a se tezauriza asemenea obiecte care au depășit de fapt stadiul de etnograf, de obiecte etnografice. Eu mă gândesc la războiile de țesut, războiile Roșer din Arad, din 1909, mașinile de filat, primele strunguri care s-au organizat, care s-au realizat, vagoane de tramvai. Încă la tramvaie avem noroc, ca să spun așa, fiindcă s-a început ezaurizarea lor de la Gheoroc, unde e un foarte interesant nucleu de obiecte și care are perspective de dezvoltare. Aradul a avut niște priorități. După ce am citit volumele dumneavoastră, domnule Folcker, mi-a mai scăzut entuziasmul și mi-am dat seama că, de fapt, nu am fost vârf de lance în foarte multe domenii, ci au fost și alte localități și foarte bine se arată competitivitatea. Unele ramuri economice s-au dezvoltat, au pornit bine, dar pe parcurs n-au putut ține pasul cu inovația, cu managementul și ele au dispărut, cum este Huta de la Beliu, de exemplu, care a fost de sticlă, care a pornit foarte bine și, da, pe parcurs s-a diminuat. Hai să o luăm și în industria alimentară, presele de ulei, care n-au putut ține pasul cele arădene. Și poate și în domeniul zahărului sau în domeniul oțetului, în alte domenii, chiar dacă Aradul se afla, ceea ce privește procesarea, chiar dacă se afla într-un bazin agrar sau a materialelor de construcții. Păi hai să-i permitem domnului Volman să și răspunde la întrebare atunci. Deci unde începe, unde se termină etnografia? Unde s-a oprit industria și unde începe industria? În cazul, de exemplu, și unde se termină etnograficul, da, până la urmă? În cazul Morilor, bineînțeles, am început atât cu Morile, cu Ciutor, care sunt cele mai, județul care a Severia, stă foarte bine în sectorul acesta și cu prezervarea lor. Sunt peste 22 care se află sub îngrijirea, nu știu dacă ați... În zona Eftimie Murgu, dacă nu știu. Le-am 22, și vizitat, foarte, dar au fost afectate de inundații. Și deja le-au reparat, da? În primăvara asta au fost afectate, 22 sunt foarte interesant. Direct de muzeul ăsta din Sibiu. Deci au, da, ele se folosesc și acum, dacă bine, da, știu, da, localnicii, da, se duc acolo, da, au o cotă pe care o pot prelucra. Bineînțeles, am mers pe industrial, am mers și la Morile,
inclusiv la morile de vânt, care sunt, le-am considerat tot preindustrial, unde trebuie să spun că morile de vânt au avut o mare importanță în Banat, să nu se crede, se crede cei care se duc și văd Muzeul Statului sau Muzeul din Sibiu, spun că numai în Dobrogea sau nu știu. Da, chiar prezentați moara de la Zăbrani. Da, moara da. De vânt eu nici n-am știut că exista. Spun, poate că interesează pe vizitatul, pe cititori, vreau să spun, pe cei care se uită la televizor, de ce tocmai în Banat au avut așa mare importanță. Morile de vânt. Dar nu, de fapt, morile de vânt nu sunt, sunt numai a doua etapă de folosirea unor mori preindustriale în Banat. Primele au fost morile cu cai. Nu știu cum se numesc așa, în Hecnă se numește în unele zone mor cu cai, unde cai trăgeau sistem troliu, nu troliu, sistem maneș, nu știu dacă și l-au avut, au măcinat. Mai este un Sfânt Petru, la o moare din asta de cai, și morile Banat au fost, după colonizarea șabilor, au existat aproape la început numai mori cu cai. Dar în timpul războaielor, caii au fost duși în război și pe front, sau cum să zic, și n-au mai avut țăranii, n-au mai avut cai pentru agricultură. Și atunci au preluat, sau și din Ungaria, și chiar și din Olanda, au preluat sistemul de el făcut mor de vânt. Bun, doar o clipă. Eu aș fi curios, domnule Truță, ca să nu pierdem totuși firul logic al discuției. Vorbeam de premierele acelea industriale, în zona aceasta de vest a României și de decalajul acestor premiere industriale față de ceea ce se întâmpla în Occident. Bun, aș fi curios cât de departe a fost industria românească sau industria românească din vestul României de astăzi de ceea ce s-a întâmplat în Occident, în mari poli industriale ai bătrânului continent. Păi nu dispun de informații suficiente, fiindcă nu știu ce a fost acolo în această perioadă, dar interesant este faptul că noi am încercat să ținem pasul și până la urmă totul a venit din Occident și ne dăm seama după firmele care au construit și mai puțin morile care au fost construite și în construcții în general, în construcția de case, în construcția de biserici, unde au fost dulgherii locali. Dar în ceea ce privește instalațiile sofisticate, instalațiile știu eu, moderne, să le numesc așa moderne și pentru vremea respectivă, cam totul a venit din Occident, din Germania, din Austria și, în general, din această zonă. Hai, dar să luăm așa, apeductul Arădean a fost construit de o firmă engleză, de firma Meyer, iar clădirea a fost făcută de un scoțian. Problema cadrelor tehnice, vedeți, problema era foarte greu de rezolvat și cadrele, până la urmă, specialiștii sunt totul în această perioadă. Eu mi-amintesc văzând statele de plată ale primăriei de perioada interbelică sau chiar mai dinainte, inginerii specialiști din primărie aveau salarii dublu decât primarii, erau foarte puțini. Și apare un paradox. Inginerii nu erau considerați intelectuali. Ei erau ingineri, intelectualii erau considerați profesorii, avocații, medicii, iar inginerii erau specialiștii tehnicieni care, după cunoștințele mele, școlile de politehnică au apărut destul de târziu, iar primii specialiști ingineri s-au școlarizat în școlile occidentale, la Viena, la Berlin sau în centrele universitare din Germania. Și acum a fost și Aurel Laicu și... Domnul Volman, poate ne completați dumneavoastră cu această informație. Cât de mare a fost decalajul temporar între premierele industriale occidentale și implementarea lor pe spațiul românesc? Pot să spun că n-a fost așa de mare. Vreau să dau exemplu cu cel mai semnificativ. Este introducerea mașinii cu abur, care este simbolul Revoluției Industriale. Da, prima mașină cu abur s-a introdus în 1838 la Zlatna, la topitoriile de la Zlatna pentru punerea în funcțiune a foalelor, la furnale. Și asta a avut loc în jur de 20 de ani după ce s-au fabricat la Viena primele mașini cu abur.
Cunoaștem și firma care le-a publicat, cum sunt și Dar Pleșă. Tot de acolo s-au adus. S-au dus de acolo, dar deja au fost interesul să le aplice aici, să le aducă. 20 de ani după ce a fost înființată, 1842, dacă bine mi-amintesc, la Chișinău Crist a introdus primul motor cu abur. În 42. Asta a fost înainte de 48. Asta a fost în 38, au pornit asta de la Zlatan. Da, deci cam aceeași perioadă și într-o distilărie de spirit s-a aplicat. Vreau să dau un alt exemplu, că vin acum de la inspectoratul de la situație de urgență de la ISU, unde am văzut o pompă manuală foarte frumoasă. Firmele astea care au livrat pompele, care au fost Köhler, care am văzut astea și altele, asociațiile pompierilor voluntari au comandat deja imediat un an, doi după ce au început producția acestor produse, le-au comandat și le-au avut deja în comunele din județul Arad, de Aradul Nou, de exemplu. Sau putem să vorbim, apropo de decalaje, putem să vorbim despre profilul industrial al celor trei provincii, Transilvania, Moldova, Țara Românească? Ce specific aveau acestea? Da, într-adevăr, cu specificul ăsta am rămas surprins, lucrând la capitolul cu podurile, am rămas surprins că în Transilvania și în Banat, unde existau poduri din fier făcute la Reșița. La Ferdinand s-au făcut o parte la poduri de fier și la Reșița s-au făcut. Ferdinand înseamnă Oțelul Roșu, numai ca Ferdinandberg, da. Da. Acolo s-au făcut și au existat poduri din secolul XVIII în diferite, și în județul, comuna aceasta, au fost poduri din piatră. Nu am avut, în Transilvania, foarte târziu au apărut poduri de beton și au apărut în Moldova și în Țara Românească după regulamentele organice. Și ei au început de la început, industrializarea direct cu poduri și deci primele poduri de beton le avem în Moldova și în Țara Românească din 1909 începând. Acolo au avut ei, da, și au fost și foarte, au investit mult să achiziționeze poduri metalice din străinătate, în Oltenia, de exemplu, la Balșa și în alte câteva localități unde le-am documentat. Dar acolo ei au fost, într-adevăr, au fost o altă orientare. Ai noștri au mers pe tradițional, că avem poduri de fier, cum e cel de la Herculane, dacă știți poduri, cel făcut la Reșița, care este primul, unul dintre cele mai vechi care s-au făcut la Reșița. Și după aceea mai am o listă cu toate podurile care s-au fabricat la UDR, Uzinilor Domenici Reșița, până în perioada interbelică. Deci au fost la construcții de fier, au fost pe avem și pe linia asta și avem în la Reșița s-a făcut și primul pod sudat din România. Acele două sunt, mai zis, am două poduri sigur, sudate. Dacă suntem tot în perioada aceea și de contribuția reșițeană și de contribuția industriei românești până la urmă în spațiul acesta european, vreau să întreb din cercetările dumneavoastră ce este, cât mici și câtă realitate este, asta ca să mai și condimentăm un pic discuția, în faptul că celebrul turn Eiffel de la Paris ar avea rădăcini aici în România. Ce are rădăcini? Pentru că după proiectele lui Eiffel s-au construit un pod care există acum în Timișoara, dacă știți podul acela metalic, care a fost mutat de la Ben, a fost mutat acum și este un proiect pentru a pune în circulație în turistică. Nu știu dacă n-ați avut volumul în mână. Ca să nu l-am avut în mână, dar am auzit de asta. Acest pod, deci este, vi-l și arăt că merită. Este o echipă de arhitecți care încearcă să pună în circuitul și să revitalizeze acest pod care este în Arad, care e făcut, făcut la Reșița după planurile lui Eiffel și a fost din tăi în altă locație și a fost mutat după aceea în perioada interbelică, după primul război mondial, în locul unde se află acum. Bun, deci turnul Eiffel are sau nu are componente românești? Nu are componente românești. Nu, au fost făcute aceste poduri au fost realizate după aceleași planuri. Nu, podurile sunt ca podurile, dar eu vorbeam de turnul propriu zis. Nu, după aceleași, pentru că în presă s-a făcut mare tapaj după aceleași acesta. Deci, cum să spun, se recunoaște handschrift, adică al lui de scris, scrisul lui de mână, al lui Eiffel, în construcțiile podului Reșița. Cu atunci, asta este, deci asta au spus-o, s-a scris în perioada aia, în perioada ștegului încă. Domnilor, haideți să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi la discuția noastră. Vorbim despre, dacă vreți,
perioada de glorie, epoca de aur a industriei românești, dacă puteți să localizați în urma cercetărilor dumneavoastră o astfel de perioadă, o perioadă în care sigur că industria românească să fi fost relevantă nu numai la nivel zonal, poate nu numai la nivel european, ci chiar să fi avut o importanță globală. A existat sau nu a existat o astfel de perioadă? Discutăm în a doua parte a emisiunii și încă un lucru extrem de important, o temă extrem de importantă pe care o abordăm. Putem să vorbim despre cercetarea în industria românească, despre elemente industriale românești derivate din cercetarea românească, dacă ne puteți ajuta cu astfel de informații. Și sigur, care au fost, domnule Volman, acei purtători de drapel, acele ancore, acele puncte forte ale industriei românești de-a lungul timpului, de-a lungul perioadei pe care dumneavoastră ați cercetat-o? Revenim cu această discuție în câteva minute. Iată, ne reveniți la discuția din această seară alături de noi, așa cum vi-am prezentat și în prima parte a emisiunii. Sunt cercetătorul Volker Volman și domnul profesor Horia Truță. Vorbim despre patrimoniul preindustrial și industrial în România și promiteam la finalul primei părți a emisiunii, domnilor, că vom reveni cu câteva informații care pot fi și inedite pentru publicul nostru telespectator, pentru cei care ne privesc. E vorba, dacă vreți, de câteva repere industriale importante românești. Înainte de toate, domnule Volman, putem să discutăm despre o perioadă de glorie, dacă vreți, o epocă de aur a industriei românești. Sigur că din propaganda dinainte de 1989 derivă faptul că 1965-1989 a fost perioada cea mai prolifică, cea mai fructoasă, cea mai propice pentru dezvoltarea industrială. Ce reiese însă din cercetarea dumneavoastră? Cercetările întreprinse în special în Transilvania și în Banat și în provinciile extracarpatice, am constatat că întotdeauna a existat o perioadă sau un nucleu de tehnicieni care au ridicat o ramură anumită economică la un nivel destul de înalt. Începe cu, totuși cu zona, ce am spus înainte, cu siderurgia, care cunoscut în secolul XVIII-lea un avânt în special în Banat și în Transilvania, dar în special în Banat, siderurgia, după aceea industria carboniferă în secolul al XIX-lea, când s-a descoperit în Valea Jiului cărbunele, care a revoluționat industria românească și nu numai atâta, a devenit această industrie carboniferă care a evoluat aici în Valea Jiului, a avut o influență și asupra navigației pe Dunăre. Vapoarele care făceau navigații pe Dunăre s-au alimentat cu cărbunele mai puțin de la Aibuntal din Clăsură decât din Valea Jiului. Și tot în umbra Văii Jiului, să spun așa, a apărut centrul siderurgic Unedoara, care de altfel a fost mult mai vechi și el datează din secolul al XVIII-lea, primele cuptoare de la Toplița și Govăjdia, care mai există și astăzi, care este un monument tehnic de remarcabil, care merită să fie salvat, deși e cam în pericol. Deci și siderurgia din Hunedoara a avut șanse să cunoască proporțiile care le-a avut din cauza descoperirii cărbunelui. Dar să trecem totuși mai departe, în Valea Jiului, industria românească a cunoscut un avânt în perioada interbelică, dar începând deja de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când în România s-a inventat un nou tip de pompe care se foloseau la sonde, pompa tip Rachi, care este a fost o invenție, chiar dacă autorul numele nu sună românește, este o invenție românească, care a revoluționat industria petroliferă în perioada interbelică și ca tare că a ajuns la un mare apogeu economic această ramură până în preajma celui de-al doilea război mondial. Scoate în evidență și un alt sector al construcțiilor, unde avem totuși niște realizări extraordinare în țara noastră, și anume care i-a fost școala, să zic așa, sau în special marele inginer Salini,
care Angel Salini, care nu-i cunoscut, toată lumea îl pune în legătură cu podul de la Cernavoda, care trece peste... Da, da. Da. Dar el e mai... Importante sunt realizările care le-a făcut, că a făcut marile depozite de cereale din porturile, silozurile din porturile Galați și Brăila și Constanța. Deci acesta este, a avut cele mai, folosind cele mai moderne metode de beton armat și tehnici, el a pus aceste mari silozuri care se păstrează și astăzi și sunt, într-adevăr, capodopere ale tehnicii românești, dacă mai punem și morile mari care sunt la morile care sunt de la Brăila și de la Galați, unde și el a fost și el a dus o contribuție la tehnică în realizarea acestor mori mecanice. Eu insist, domnule Volman, putem să discutăm despre o perioadă de glorie a industriei românești, în care, nu știu, se detașează de alte state sau își depășește condiția? Numai zonal putem să spunem acest lucru, nu la nivel național. E greu să spunem că a fost, că întotdeauna au fost și perioade de regres în cadrul anumite sectoare economice. Cert este că perioada interbelică a fost, pentru modernizarea industriei și automatizarea, a fost o epocă de glorie, foarte importantă. Pentru industrializarea cea clasică, deci introducerea mașinilor cu aburi și în diferite alte sectoare, a fost în mijlocul secolului al XIX, la sfârșitul secolului al XIX. Domnule Truță, dumneavoastră cum vedeți această chestiune a, nu știu, dezvoltării explozive a industriei românești, localizată într-o anumită perioadă de timp? E greu de apreciat global. Mie mi se pare fertilă perioada așa numită perioadă comunistă, mai ales prin numărul de cadre care s-au format, prin numărul de produse noi introduse pe piața românească, s-au făcut și locomotive diesel electrice, s-au făcut și tractoare, s-au făcut și autocamioane. E greu de apreciat cât de bune au fost și cât de fiabile și cât puteau rezista pe piața mondială, adică ce competitivitate au avut. Asta este o treabă a specialiștilor. După cât mi-am dat eu seama... Producția a existat, dar poate că nu a fost de calitatea corespunzătoare. Nu cunosc competitivitatea ei pe plan extern, fiindcă producția care se era cu destinație mai ales internă și un mic număr sau nu pot aprecia mare, mic, de produse care mergeau pe piața externă, fiindcă până la urmă exportul tot agricultura îl asigura, baza materială sau valuta de care aveam nevoie o asigura agricultura și noi am rămas încă în acea perioadă mari exportatori de produse agrare nefinite. Că până la urmă industrializarea înseamnă și procesarea produselor industriale și produselor agricole și mai ales acest rol acest sector l-am pierdut în ultima vreme. Nu mai avem nicio fabrică de zahăr în zonă, vorbesc prese de ulei, nu avem pentru procesarea inului, cânepei, a tutunului și așa mai departe. Ori a rămâne ca grânar al Europei, mi se pare o idee păguboasă, însă păguboasă când am putea să fim, știu eu, cei mai mari macaronari, export de macaroane sau export de paste făinoase, sau export de făină, de sau primă, export, da? Așa, nu doar materie primă, care nici nu știm, poate că e... folosită pentru industria spiritului și a drojdiei. Eu vreau să arăt însă și faptul că aceste volume a domnului Volman este un adevărat cotcaien, cum l-am numit acum în termen modern, o prezentare a profesiilor și a activităților, până la urmă, care se desfășurau pe întreg teritoriul țării. Mi se pare, totuși, n-aș vrea să greșesc, poate că și informațiile au fost mai la îndemână domnului Volman, fiindcă informațiile din Banat și din Transilvania sunt mult mai multe și mai solide decât cele din Moldova sau din alte zone, dar s-ar putea ca și situația economică din perioada respectivă să fi fost alta. Și sunt convins că aceasta este și ideea.
din cele mai mici domenii, aș spune, de presele de ulei, fabricile de gheață, vedeți domenii, fabricile de bere, cultura hameiului, alte domenii, în afară de morălit, carierele pentru roci, carierele de marmură, extracția unor produse din natură, lemnul, plutăritul, construcțiile de case. Mi se pare deosebit de relevante și o preocupare care a avut, înseamnă că a avut susținere prin faptul că existau meșteri și existau specialiști. Nu poți să compari. E departe să compari activitatea de morălit cu activitatea de construcții de mașini. Altă mână de lucru, mult mai specializată îți trebuie. Ca să fii strungar, nu-i tot una să fii încărcător, descărcător de vagoane cu grâu sau, știu eu, încărcător de saci. Din această cauză, să lucrezi pe stoc, să faci rost de bani, să ai altă perspectivă asupra vânzărilor, asupra comerțului. Acest lucru s-a creat treptat și odată cu crearea și a școlilor politehnice. Dacă nu am avut institute de învățământ superior, n-am avut ingineri autohtoni, nu se putea numai printr-o școlarizare externă să pui bazele unei industrii și a unei industrializări. Acest lucru s-a simțit și în ceea ce privește industrializarea forțată, lipsa de cadre, lipsa instituțiilor de cercetare. Noi vom suferi pe termen lung. Părerea mea este prin faptul că am desființat institutele de cercetare. Nu avem aproape niciunul din niciun domeniu și așteptăm licențe tot timpul din exterior, iar specialiștii noștri au devenit organizatori de producție. Am constatat în volumele dumneavoastră că nu aveți o abordare cronologică a industriei românești și vă concentrați pe ramuri industriale. În cadrul ramurilor, da, acolo e altceva. De exemplu, la podurile, am început, bineînțeles, cu podul lui Traian, al Apolodor de Damasc, la volumul celălalt, unde vorbesc despre cadranele solare, am început cu cele care s-au găsit în coloniile grecești de la Istria și de la Calatis. Deci, în cadrul capitolului, încep cronologic. Dar încep să devin mai exhaustiv, acolo unde există urme materiale, unde au rămas. De fapt, eu tratez patrimoniul, nu neapărat deci dezvoltarea economică în sine, numai în măsură în care se reflectă în ceea ce a rămas tridimensional, ce a rămas pe teren. Vorbiți și despre proprietari, despre investitori, despre acei mari oameni de afaceri? Numai numele celui care a înființat. Nu am făcut nici cifre de capital, n-am amintit nici câte mari au fost sumele de investiție, deci aceste laturi nu am tratat-o. Numele cel care a înființat sau dacă s-a asociat cu încă cineva și atunci au format o fabrică, după aceea și-a schimbat patronul eventual și numele, dar nu am intrat în măruntaiele fiecărei fabrici. Domnule Volman, în perioada dinainte de 1990, erau frecvente pelicolele, producțiile cinematografice care vorbeau despre revoluția industrială românească, sigur, ea localizată pe perioada sau în zona comunismului. Cât sunt ele de realiste, cât sunt ele de corecte, aceste pelicule care vorbesc despre avântul industrial, avântul tehnologic românesc? Eu nu am urmărit la televizor, în schimb am o colecție cu monografiile întreprinderilor care au apărut în perioada comunistă. Vă spun un titlu așa, sau două titluri dacă vreți, Salutări de la Gigea, în care se vorbește despre acea elice imensă pe care o reușesc. Nu mă aduc aminte. În schimb, eu am strâns toate monografiile sau cel mai multe a marilor fabrici, cum ar fi Combinatul Siderurgic de la Hunedoara, sau cum a fost și de la Arad, fabrica tricot, cum se spune, tricou roșu, da. Deci da. Am aceste monografii unde văd că unde sunt date istorice pe care poți să ai încredere, dar sunt multe frumusețate unde începe cu anii glorioși, cu revoluția industrială comunistă. Atunci trebuie să folosești cu multă atenție aceste informații. Da, au fost ani glorioși într-adevăr sau e vorba doar de, nu știu, de o cosmetizare? A fost o cosmetizare dirijată de sus.
Deci aceste monografii s-au scris, mă rog, la aniversări mai rotunde sau mai puțin rotunde, ca să se glorifice, fel de autoglorificare a fost a succeselor industrializării socialiste. Sunt câteva perioade importante în istoria modernă a României. Una dintre ele, indiscutabil, este Marea Unire de la 1918. Cum amprentează acest eveniment spațiul industrial național? Asta am putut să urmăresc mai mult în pătrunderea capitalului străin în perioada asta, așa, care au pătruns în... Atunci statul român, adică statul unificat, a avut o altă politică de a cointeresa parteneri străini, capital străin. Așa am constatat că a pătruns atunci capital, în locul capitalului Austro-Ungar, a apărut capital francez, belgian și așa mai departe, în minerici, în diferite sectoare. Întrebare esențială. Da. Unde a apărut acest capital francez-belgian străin? În industrie, construcții de mașini. În ce zona țării? Pentru că ne amintim cu toții fronda și revolta, da, bănățenilor, de pildă, bine, da, reprezentați de vocea autoritară a lui Sever Bocu, care denunță o dezindustrializare și o neglijare a părții de vest a actualei României sau a României mari, da, în favoarea celorlalte zone a Moldovei și a țării românești. Asta n-am putut să văd așa, dar nu am constatat o pătrundere masivă a capitalului străin, de exemplu la societatea Mica din Brad, care a fost cel mai mare producător de aur din Europa la un moment dat. Și acolo am putut producător de aur. Da. La un moment dat. Cea mai mare producție de aur s-a realizat la Bratnul în 1929, cred că din Europa. Deci acolo am constatat că a pătruns capital, dar în ce măsură Banatul să fi fost, nu pot să-mi dau seama, pentru că UDR-ul, este uzina domeniului Reșiței, au cunoscut o perioadă de înflorire după 1900. A pătruns și capital francez, într-adevăr, și în UDR, au atras și alți parteneri, deci nu numai vechile societăți austro-ungare, dar a cunoscut o perioadă de avânt după 1900. Uzinele domeniului Reșița a fost urmașa societății Steg, care a fost Staatseisenbahngesellschaft austriecilor, care au avut toate domeniile în Banat. Bun, ce se întâmplă în România anului 1933 sau în perioada anilor 1930-33 în Marea Depresiune? Am urmărit acest oarecare dezvoltare industrială, de exemplu, deja în ideea pregătirii industria de armament. De exemplu, la Cugir, dacă este un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Se constată deja, este deja un interes, se pregătește parcă ceva, se investește foarte mult și acolo cu capital străin în industria. Știți că la Cugir nu s-au făcut mașinile de spălat, cum îi spunea acolo, cum scria acolo în față, și se făcea industrie de armament. Dumneavoastră urmăriți și marile falimente din industrie? Vorbiți și despre ele în cercetarea pe care ați întreprins-o? Nu. Sau doar despre inițiativele industriale? Inițiativele și în măsură în care au cunoscut transformări, utilajele și infrastructură, a cunoscut modificări în funcție de conjunctură sau de schimbare de patron. Deci nu este o analiză de istoria economică, ci este pur și simplu o radiografiere, un repertoriu al monumentelor tehnice care există, care ne aduc aminte, care trebuie să aduc aminte ce am avut, cât de puternică a fost industria, cât de ce nivel și arhitectura industrială în România, ce avânt a cunoscut, și dacă dumneavoastră cunoașteți toată lumea, fabrica de oțet de la Margina, care este, din păcat, că o știți cumva, dar nu știți. Nu. Nu? Dar este o realizare extraordinară de arhitectură industrială, în cărămidă aparentă, deci aceste lucruri m-au interesat. Cum și arhitectura industrială ține cont cum este și depozitul de cereale din... Exact, dar l-ați văzut că l-am pus aici, da, ca un foarte exemplu interesant. Pozitiv. Și altele, poduri acoperite. De pe strada Vânător, depozitul, da, de cereale, ce a fost, da. Da. Care sunt... Este foarte interesant și interesant și capitolul cu depozitul, un lucru la care nici nu m-am gândit. Nu pot să... dacă nu lucrezi pe stoc, dacă nu lucrezi pe depozite. La Gura Onț am găsit la depozite, depozite, da, din lemn făcut. Da. E foarte frumos. Da. Un deci lucruri pe care noi le cunoaștem mai puțin. De fapt, trebuie să luăm acest... Și în Arad, care este cu antrepozitele al Andrini. Andrini, da, și care sunt un exemplu de arhitectură specifică pentru antrepozite urbane. Bun, sigur,
nu aveți o abordare cronologică, dar în cadrul ramurilor totuși faceți această urmărire, să spunem, pe perioade de timp a dezvoltării industriei. Da. Cum schimbă al doilea război mondial profilul industriei românești? Vreau să vă spun că eu m-am oprit la naționalizarea din 8 iunie 1948. Deci acolo a fost terminus postquam cu lucrarea mea. Am venit cumva în unele cazuri de situația, m-a amintit ce a fost după ceea ce s-a mai întâmplat și eu la Copșa Mică, de exemplu, a început în perioada interbelică și am mai venit până unde. Dar în linii mari, eu mi-am propus ca scop să mă opresc la naționalizarea mijlocelor de producție din 8 iunie 1948. Așa că n-am urmărit platformele industriale. Acum încep să văd, să studiez cam ce s-a întâmplat cu platformele industriale. De exemplu, Călanul, da? Care a dispărut. Călanul a dispărut absolut, că era și de pe suprafața Pământului. Hunedoara e pe cale de a dispărut. Da, dar încă nu așa. Dar la Călanul este tabula rasa. Da. Bun, aș vrea să vă întreb, revenind aici la perioada pe care ați cercetat-o, care sunt acele domenii cheie ale industriei românești? Domenii în care industria românească, să spunem, este flagship, este purtătorul de drapel al, putem să-i spunem, poate chiar al industriei europene, sau domenii în care industria românească se evidențiază la nivel continental sau poate chiar mondial. Avem astfel de domenii, avem astfel de industrii, domnule profesor? Așa nu, dar direct nu. Numai indirect sunt ramuri care fac posibilă această dezvoltare. De exemplu, făcându-se marile combinate de metalochimici de la Baia Mare sau de la Zlatna, sau chiar și de la Copșa de Mică, ei au influențat indirect, în perioada interbelică vorbesc, dar au influențat indirect un avânt economic, chiar dacă nu s-a petrecut aici acolo. Deci, având aceste resurse, au contribuit. Și industria nu-i petrolului. Nu e răspunsul integral la întrebarea dumneavoastră, dar așa ca să spun, la un moment dat, Brașovul cu IAR-ul, când a făcut, de exemplu, a făcut avioane, doar de aici s-a mutat din Arad la Brașov IAR-ul, avioane, avea șanse să ajungă o ramură de elită în cadrul economiei noastre. La fel putem să spunem de pildă despre construcția de automobile de la Arad, care... Asta, de aia vorbesc, de la Astra, a fost Weitzer, fostul Weitzer, după aceea... Eu vorbeam Marta, de Marta. Da, Marta. Marta, nu Marta. Marta. A fost, Marta. Făceau motoare. Weitzer a făcut locomotive, Weitzer. Da. Vagoane. Vagoane. Și uite aici, în mod fericit, industria, tradiția merge mai departe, pentru că fosta Weitzer funcționează și astăzi, se numește Astra. Deci, așa, deci asta este un alt exemplu, destul de grăitor. Da. Domnule Truță, ce vă fascinează cel mai mult? V-ați citat peste această lucrare. Dumneavoastră sunteți un cercetător al fenomenului istoriei industriale, cel puțin în această parte a țării. Care sunt acele elemente inedite pe care le regăsiți în cercetarea domnului Volkman? Ramurile economice, preindustriale și industriale, care multitudinea acestor ramuri, eu am spus că sunt aproape toate meseriile și preocupările, atât în mediul rural, fabrici, mici ateliere de mare eficiență care s-au desfășurat în mediul rural, care au avut o istorie, un început, un sfârșit, altele au continuat. Multele au avut un sfârșit din diferite cauze. Cauzele nu sunt prezentate, ci trebuie să le înțelegi. Lipsa de materii prime, cum este industria de metalurgică de la Dezna, Zimbru, care din lipsă de materie primă nu au mai fost cuiburile acelea de zăcăminte, de limonit sau zăcăminte minerale, au falimentat, s-au dezvoltat. Cum de fapt o preocupare a fost plutăritul care pornea de la izvoarele Mureșului, aproape de izvoare, și mergea până în Ungaria, care transportau, era principala sare, bușteni, materiale de construcții, fructe, până la urmă o serie cu obiceiuri extraordinare și care a funcționat încă în perioada interbelică. Dânsul găsește resurse pentru a prezenta ramuri, iluminatul stradal, introducerea energiei electrice, alte preocupări, fabricile de gheață, cum am spus, râșnițele, presele de ulei.
Dar un sector important, fiindcă este unul din motivele pentru care l-am invitat de mult, aveam în plan invitarea domnului Folman la Arad, dar a venit în preajma zilei pompierilor, fiindcă un capitol din volumul 4 se referă la patrimoniu, nici nu ne-am gândit patrimoniu pompierilor. Inițial m-am gândit că patrimoniul pompierilor înseamnă acele căruțe vechi care sunt spectaculoase, roșii, cu alămurile respective și cu brațele acelea pentru pompare. Ori este un foarte mic domeniu, fiindcă e vorba de o istorie a echipamentului, cum a pornit de la scării, târnăcoape, primele echipamente, formațiile de pompieri care au existat și care s-au dezvoltat pe baza unor reglementări. Noi avem prima reglementare din 1790, care, atât dacă nu îi spunem formații de pompieri, dar la primărie existau căruțe, existau cai, existau personal calificat. Asociații de pompieri voluntari. Deci aia spune, asociații pompieri voluntari. Asociația, am înțeles că în 1834, da, 1834 era un act normativ a primăriei care dădea atribuții breslelor ce să facă în timp pentru calamități. Nu numai o calamități, nu înseamnă doar incendiu, ci însemnau mai ales inundațiile mai ales aici și alte lucruri. Dar este vorba de sediile, de turnurile pompierilor, de sediile respective, de construcțiile speciale, care, de celelalte echipamente pe care le foloseau și prezintă o evoluție foarte interesantă, mai ales pentru unele comune. Este foarte interesant că, de ceea ce spunea și domnul inspector șef, că această zonă pentru acest sector era mult mai organizat și mai bine dotat în Transilvania, Banat, decât este chiar și acum în Moldova sau în alte zone ale țării. Exista o tradiție și o preocupare în acest sens, mai ales în comunele catolice, unde activitatea era mult mai intensă. Mult mai organizată, aș zice, nu neapărat mai intensă. Mai organizată. Le-a fost frică de Sfântul Florian. Da. Domnilor, haideți să luăm o scurtă pauză publicitară și apoi aș fi foarte curios să discut cu dumneavoastră preț de câteva minute despre un posibil muzeu al industriei din vestul României. Ce ați spune acolo? Reluăm această discuție după o scurtă pauză publicitară. Iată-ne, doamnelor și domnilor, revenim la discuția noastră pe ultima parte a emisiunii. Domnul Volker Volman alături de noi și domnul Horia Truță. Și în această ultimă parte discutăm, domnilor, despre un posibil muzeu al industriei naționale. Dar mai degrabă, haideți să ne limităm la vestul României, un posibil muzeu al industriei din vestul țării. Domnule Volman, ce ați spune acolo și unde l-ați face? Asta este o întrebare, într-adevăr, foarte, foarte, la care nu pot să răspund ușor. În primul rând, eu aș spune că se pretează un oraș în care să fie și un centru turistic. Asta este prima condiție. Condiția sine qua non ar fi asta. Ideal ar fi, sau cel mai simplu ar fi, să se facă într-o veche unitate industrială, dezafectată să se facă, și atunci se simte și atmosfera în care a avut loc fabrica. Dar acestea sunt de obicei la marginea orașului, periferice, și vă pot spune că mai mult ca sigur că foarte puțin vizitatori o să meargă, deși avem un caz de precedent, Muzeul Tehnicii Populare din Sibiu, Astra, în Dumbravă, e tot puțin izolat și este foarte frecventat. Dar acum să vedem, totuși, dacă deja vrem să facem într-un oraș, care să fie acest oraș? Cred că timișorenii au pretenția să aibă hegemonia, așa cum îi cunoaștem, să aibă hegemonia asupra unui atare, sau să fie ei Fruncea și Numintea, dar să fie în atare proiect grandios, să fie ei, dar să preia inițiativa și să fie în hotarele municipiului.
Însă și în Timișoara obiectivele industriale sunt tot la marginea orașului. Chiar în centru aproape nimic nu găsești un loc potrivit în care să fie. Județul Caraș-Severin, cu puternica tradiție în minerit, metalurgie și siderurgie, adică minerit și metalurgie, siderurgie, metalurgie, au cochetat și ei să facă un atare muzeu și în nume la Doman, la mina de cărbune de Doman, la 4 km de Reșița. Și din motivul de care am spus, de fapt, încă am fost eu atunci directorul muzeului din Reșița, aia a fost în 66, mulți m-au sfătuit, da, e foarte frumos, dar nu o să putem socoti cu un număr mare de vizitatori. Fapt la care am abandonat această idee. Și acum să ne uităm spre Arad, spre orașul pe Mureș, cu o tradiție puternică, unde sunt, cred că s-ar găsi locații care se pretează pentru așa ceva. Și dacă am și mai vorbit mai înainte de aceste antrepozite care sunt de aici pe strada... Pe strada Unirii, acum. Strada Unirii, unde sunt două construcții, în care una, la ora actuală, este o bancă, nu știu ce. Da. Eu cred că mai degrabă ar fi un loc potrivit ca să fie acolo ceva în direcția asta, în Muzeul Tehnicii. Dar, pe de altă parte, un atare muzeu ar trebui să aibă neapărat o secție pentru istoria apei din oraș, că apa este foarte importantă, e legată de oraș și sine qua non, pentru care ar putea fi turnul de apă, care a fost transformat în turnul pompierilor. La un moment dat. Ar fi într-adevăr, dar nu este suficient pentru a reprezenta specificul sau întreaga tradiție industrială a județului Arad. Mai intervine încă ceva. Chiar spuneam, am auzit mai înainte, că plutăritul sau Mureșul presupunea și transportul pe apă. Există monoxile, câteva, două monoxile, dar pe lângă monoxile au mai fost câteva duzini de mori plutitoare. Deci un asemenea muzeu ar trebui să arate, chiar dacă nu pe Mureș, in situ, dar să arate și o moară plutitoare. Ori, după câte știu, după inundațiile din 1970 și 1975, s-au cam dispărut integral aceste mori, s-au salvat două, una de pe Someș, una de pe Olt, care sunt și încă una, mă știu pe ce râu, care sunt astra la muzeu. Singurele mori plutitoare care le mai avem. Dar o moară plutitoare ar trebui să fie pentru că am văzut atâta ilustrate și de epocă, între Lipova și Arad, erau aproape una după alta înșirate aceste mori plutitoare. Domnule Truță, s-ar preta la turnul de apă un turn al inovațiilor și al industriei arădene? Avem în primul rând astfel de inovații care să își găsească locul într-un muzeu? Are Aradul inovații industriale? Părerea mea este că noi avem un muzeu județean și trebuie să-i găsim identitatea și să vedem, să-l profilăm într-un anumit, sau eu așa îl văd, într-un anumit domeniu, să fie un, dacă e județean, să fie zonal și altul să fie a municipiului, dar prima dată ar trebui rezolvat cu ceea ce avem. În al doilea rând, noi vrem într-adevăr un muzeu, dar cu ce să-l populăm? Fiindcă nu avem decât documente, idei, dar mai puțin obiecte, care nu au fost ezaurizate, au dispărut, știm foarte puține despre ele și practic ele s-ar putea să existe, dar nu știm exact unde. Mi s-ar părea mai interesant ca în primul rând să știm ce obiecte avem, să avem o listă cu ele, să fie achiziționate. Un muzeu costă foarte mult, că nu numai iei obiectul, trebuie să-l restaurezi, trebuie să-i dai valoarea muzeală de expunere și trebuie să ai și o documentație despre el, istorico-tehnică, despre cum a funcționat, fiindcă cam acesta ar fi rolul muzeului și a obiectelor din interior. Și cred că dacă dorim un alt muzeu și nu se poate rezolva o altă clădire, tot la cetatea Aradului ajungem cu gândul, care are o suprafață imensă, cu terenurile din jur depășește 100 de hectare, 150 de hectare, plus o suprafață construită imensă.
Mă gândesc că, ca să nu copiem, să fie un muzeu de etnografie, că sunt multe, muzeu de artă populară sunt multe, muzei tehnice mai puține, e Leonid, dar nu cunosc altul. Mai este la Iași, Procopiu, Ștefan, este muzeu tehnic în cadrul Palatului Culturii, îi spune Ștefan, profesorul inginer Ștefan Procopiu, care este destul de bine pus la punct. Mai avem un muzeu al viei și al vinului de la Gheoroc, care e mic. Dar mi s-ar părea două idei care ar trebui adică vreau să le propun pentru cetate sau pentru un viitor muzeu. Un muzeu militar este, fiindcă această cetate a fost unitate militară de la origini până în muzeu militar, că a fost regimentul 33 infanterie, ar trebui să cunoaște mult mai multe lucruri despre istoria acestui regiment. Regimentul 33, unde au luptat, unde s-au instruit, activitatea unei zi de instrucție și așa mai departe. Deci, odată, un muzeu militar, inclusiv cu perioada când a fost ocupat de trupele franceze, perioada când au intrat, când s-a ridicat pentru prima dată steagul românesc, perioada sovietică și inclusiv perioada actuală. Există un muzeu acolo care ar putea constitui bazele, toate că el conține mai ales... Are trei camere. Da, un muzeu îți trebuie obiecte. Noi nu avem, nu cunosc să avem în un domeniu. Păi cum? Deci noi am înființat un muzeu, dar apropo dacă discutăm despre cetate, ne-am înființat un muzeu al anului a Revoluției de la 1848-49. O sală, pentru că cele mai multe exponate... În cadrul unui muzeu militar. Cele mai multe exponate sunt în depozit și astăzi. Bine, dar haideți să revenim la tehnică și la industrie. Deci am avea ce să punem acolo într-un muzeu al inovației arădene, domnule Truță? Nu. Nu avem inovația arădene pretabilă pentru un astfel de loc. Ideatic avem, documente avem, nu avem obiecte. Adică într-un muzeu trebuie să pui obiectul. Numai cu planșe. Și în Italia e plin de muzee și de expoziții Leonardo da Vinci, care sunt create după planșele făcute de Leonardo da Vinci. El nu trebuie să existe fizic din vremurile cele mai vechi. Ele pot fi recreate, așa cum cineva la un moment dat le-a făcut. Cred că astăzi, când tehnologia a luat un asemenea avans, nu ar fi chiar nicio problemă să le refacă, să le cloneze. Da, mi s-ar părea bun, util să se facă un inventar a ceea ce există și după aceea nu putem să creăm ceva ideatic. Bun, deci un inventar. Domnul Holman a avut o remarcă foarte bună și aici se simte fibra domniei sale de manager de muzeu. Întrebarea este legată de cerere, dacă ar exista interes față de un astfel de obiectiv. Bineînțeles, asta fără e certă. E cert. Dar de ce credeți că e certă? Un muzeu este valoros nu doar prin publicul pe care îl accesează și care îi pășește pragul, ci ca instituție de cercetare, de conservare și de prezentare a unei capitol de istorie dintr-un domeniu sau altul. El este important și prin expozițiile temporare pe care le organizează, prin manifestările științifice pe care le organizează. Deci nu putem să dăm note unui muzeu doar după publicul sau cantitatea sau numărul persoanelor care îi calcă pragul. Activitatea muzeală este mult mai complexă. Eu sunt sceptic, o spun cu mare sinceritate, că noi vom avea ceva mobilier, obiecte, documente pentru a popula spațiul muzeal. Cetății. Domnule Volman, Vovadis, ce faceți în continuare? Înainte, totuși vreau să răspund la probleme care a spus că primul pas care trebuie să facem pentru acest muzeu tehnic transilvanean, sau cum să-l numim, inventariere. Nu avem cine să facă această inventariere. Asta este. Creată o instituție specială pentru așa ceva. Dar nu avem. Am vrut să vă spun, de exemplu... Pentru a inventaria și pentru a achiziționa. Nu s-a achiziționat. Dar, domnul profesor, vedeți, noi n-avem, am dormit, n-am făcut, când s-au făcut institute de cercetare în alte țări, s-au făcut institute de cultură materială. În Polonia și italienii. Și acest institut, sarcina lor a fost să inventareze exact ce exista.
Și periodic. Dacă noi am fi avut astfel de institute, ar fi fost foarte simplu să mergem acum, adică să fi mers în 90 când erau încă, când a început clasarea acestor obiecte, să fi luat. Nu avem. Deci ar trebui înființat un institut, dar dacă nu au fost în stare, Consiliul de Cultură să facă pentru lista monumentelor istorice, să pună acolo 20 de monumente tehnice la județul respectiv, care sunt specializați și au fost plătiți pentru așa ceva. Pe cine găsim noi să facă? Da. Deci au fost plătiți pentru așa ceva, dar asta nu înseamnă implicit că au fost specializați. Domnul Volman, dumneavoastră veniți, ați stat foarte mult în Germania, probabil că acolo așa și este. Cine e plătit pentru ce e specializat în meseria respectivă? La noi numirile în aceste funcții, în direcții de cultură, patrimoniu, s-au făcut după criterii politice, fără să aibă niciun fel de legătură nici cu cultura și nici cu patrimoniul. Asta este, da. Deci asta a fost o deficiență, dacă ar fi avut măcar un inginer sau doi ingineri în cadrul acestor inspectorate, cum se numesc acum de cultură, mai înainte spune Comitetul de Cultură și Artă, nu știu ce, dar nu am avut oameni care... Vedeți dumneavoastră, un domeniu unde mai există obiecte, artefacte, sunt pompierii, dar ar trebui inventariată și, bineînțeles, că trebuie achiziționate, că nu ți le dă nimeni, nu ți dă nici căruțe, nici căști, nici nimic așa în sale lor. Nu e sigur și mai mult ca sigur că ele nu sunt inventariate nici acolo, la primării. Ele există prin pasiunea unor oameni care le mențin, care sunt legați de acest patrimoniu, le curăță, le pun în stare de funcționare. E o instituție, un om, un colectiv care să își atragă un grup de entuziaști, de voluntari și care să spună, vezi că acolo se află următorul obiect, vezi că dincolo se află. Nu se cunosc lucrurile astea. Bun, domnule Volman, suntem pe final de emisiune. Da. Eu vă întreb încotro se îndreaptă cercetarea dumneavoastră. Cercetarea până mea... unde continuă? Încerc să mă opresc la volumul 5, ultimul. Da, și având în vedere și anii pe care am, anii mei de viață, volum care o să cuprindă ceea ce un capitol care n-am reușit să-l cuprind în volumul 4, care se referă la fântânile publice și cele arteziene, va fi primul care ar fi trebuit să intre în continuare la fântânile publice, la cântarele publice și la iluminatul public. Cel mai mare capitol va fi cu ceasurile de pe construcții publice. Ceasurile construcții publice, primării care sunt palate, deci construcții publice, în București, mai ales cu cel mai important clădire. Acolo e prezent Bucureștiul la capitolul respectiv, în primul plan, la care urmează orologiile bisericești, care va fi cel mai mare capitol, pentru că lucrând pe la acest capitol, m-am îndrăgostit, să zic așa, această categorie de artefacte, când am văzut orologii făcute de 300 de ani, lucrate exclusiv din fier forjat, niște bijuterii, care la început am vrut să iau numai două, trei eșantioane și cum am încercat, am ajuns ca să iau aproape toate comunele din Transilvania la rând și să fac orologiile. Deci orologii bisericești. Urmate de un alt capitol cu cadranele solare. Din cadranele solare avem și câteva din județul Arad, grație și ajutorului domnului. Și orologii. Și orologii, da. Cel puțin unul sau două. Da. Ceasul public. Le pun la ceasul public, la categoria aceea. Deci, cadranele solare, care despre care încă nu s-a scris până acum un astronom din Cluj acum lucrează. Cunoscute. Da, da. Deci am în jur de 50 la nivel de Transilvania, unul și din Moldova, cadranele solare și ultimul capitol va fi un suplimentum la celelalte 5-4 volume în care am mai găsit pentru diferite, de la data apariției volumului, am mai găsit diferite obiecte, fie pe teren sau documentație istorică sau fotografii istorice foarte importante, care va fi un addenda, cum numesc acest capitol, și în loc de erată, la cele 5 volume, eu să am un corigenda. În loc de erată, alt volum. Nu. În același volum. N-am pus la fiecare volum erată, că se strecoară greșel, dar atunci am acest ultimul capitol, addenda et corigenda.
unde mai îndrept câteva lucruri care nu le-am știut, sau am preluat informații necontrolate. Asta e adevărul. De fapt, dumneavoastră, în introducere, prezentați și din volumele anterioare lucruri care au fost care omise. Care am scăpat, dar numai câteva eșantioare. Domnule Volman, felicitări pentru demersul dumneavoastră, pentru perseverența, uite, să ajungeți până acum la 4 volume și de a-l pregăti pe al 5-lea, sunt sigur că e vorba de o lectură interesantă, nu numai pentru pasionații de acest domeniu al patrimoniului preindustrial și industrial din România, al culturii materiale, dar și pentru cei interesați în general de istoria României, de cei aplecați către această disciplină, pentru că se împletește foarte bine cu mersul istoriei, dezvoltarea aceasta industrială. Domnule, trebuie să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru facilitarea acestui dialog și pentru că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, noi ne revedem mâine seara la ora 20 la Coridorul 4. Până atunci, rămâneți cu bine!